Eventul cu pavăilor, așteptat de copiii de gimnaziu de pe Valea Someșului, a Grijului, Almașului și Barcăului, a fost reprogramat. Inițial, eventul trebuia să aibă loc în data de 23 mai, însă din cauza alegerilor europarlamentare a fost reprogramat peste o săptămână. Din cauza faptului că în 25 mai se vor derula alegerile europarlamentare, s-a decis ca eventul Cupa Văilor să fie amânat cu o săptămână pe data de 30 mai. Indiferent de data la care vor avea loc, copiii de gimnaziu așteaptă cu nerăbdare să se întreacă la diferite competiții în urma cărora vor fi răsplătiți. Cupa Văilor este o competiție sportivă organizată pentru copiii de gimnaziu în fiecare an, la care au loc diferite întreceri sportive care se lasă la final cu multe premii. În acest an, cupa se ține la Șimijna, de unde se trage și prefectul județului Sălaj, Ionel Ciunt, și unde directorul școlii gimnaziale din comună, Ioan Pop, se așteaptă să participe peste 200 de elevi de gimnaziu din cele 9 comune. Competițiile sportive sunt pe două componente, atletism și aici se încadrează alergare de rezistență, alergare de viteză, băieți și fete, aruncarea mingii de oină, băieți și fete, săritura în lungime, băieți și fete. După ce se termină atletismul, se trece la desfășurarea jocurilor sportive, care include mini-fotbal, participă copiii până în clasa 6 inclusiv, handbal băieți, handbal fete, volei băieți, volei fete. Ioan Pop susține că la event vor fi prezenți invitați de lux, precum inspectorul școlar general Gheorghe Bancea, prefectul Ionel Ciunt și președintele Consiliului Județean Tiberiu Marc. Încercăm să invităm și personalități de la nivelul județului, care cred că o să ne onoreze cu prezența. La cine v-ați gândit? Ne-am gândit la prefectul județului Sălaj, care este originar din Șimișna și pe vremuri era membru al echipelor sportive care reprezentau școala și Mișna, bine la domnul inspector general Gheorghe Bancea, poate la domnul președinte al Consiliului Județean Tiberiu Marc, la fiecare în funcție de timpul pe care l-au dumnealor, sperăm să ne onoreze cu prezența. Ioan Pop promite că va fi o adevărată sărbătoare la Șimișna pe 30 mai. Participanții vor avea parte de foarte mulți spectatori și de susținători.